Vă salut și bine v-am regăsit, bine ați revenit din nou pe canalul meu, astăzi la o recenzie pentru un parfum al casei Rubini. Este un brand italian, apărut în 2015, 4 parfumuri, dacă nu mă înșel, au până în acest moment în portofoliu. Și astăzi discut despre un parfum apărut în 2018 pe nume Tambour Sacré. Eu l-am în variantă de Echantillon, stilul pe care îl detest, un parfum care zice se conține cafea. Pentru cei pasionați de cafea, vă recomand nu-l luați pe netestate, pentru că cafeaua în acest parfum este la capitolul miligrame per 100 de litri, ca să spun așa. Ok, deci Tambour Sacré, un parfum condimentat, consider eu, pentru că este un parfum mai degrabă centrat pe elemente destul de picante. Discut de scorțișoară, discut de piper, de asemenea discut de cardamom, care se simte foarte, foarte bine în parfum. Apropo, parfumul este creația lui Cristiano Canali, de asemenea un parfumier cu care n-am mai interacționat, însă revenind înapoi la parfum, deci o compoziție care din punctul meu de vedere duce parfumul în zona condimentată. Chiar dacă regăsesc și note citrice, discut de bergamotă, discut de portocală, în parfum se mai regăsește de asemenea cafeaua, care așa cum am spus, toată lumea vorbește de acest ingredient din acest parfum. Smirnă, de asemenea opoponax, avem lemn de santal, benzoină, tonka, tuberoză și acacia. Aceasta este structura compoziției, cel puțin din ce mi-aduc eu aminte, posibil să fi omis una, două, trei note din toată compoziția parfumului, însă dacă vreți să aflați toată compoziția oficială, intrați pe site-ul producătorului pe Rubini și veți găsi acolo toate detaliile vis-a-vis despre acest parfum. Ok. Deci, așa cum am spus, un parfum care eu l-aș încadra la capitolul condimentat. Cafeaua din acest parfum aș putea gândi la o cafea condimentată. Încerc să vă descriu plastic cam cum aș vedea eu acest ingredient cafea din parfum. Mai degrabă este o cafea crudă, verde, foarte bine potențată de cardamom. Deci dacă știți cum miroase cafeaua crudă, peste care eventual zdrobiți o grămadă de cardamom să-i dea o tentă camforat, mentolată, cam așa miroase acest parfum. Deci mie nu miroase a cafea prăjită, a cappuccino, a espresso, etc. Deci nu are nicio legătură mirosul acestui parfum cu descrierea de manifestare a cafelei pe care am tot auzit-o sau citit-o pe anumite forumuri. Ok, este un parfum liniar. Nu se schimbă, nu evoluează, nu suferă transformări radicale, pur și simplu devine difuz, comparativ cu deschiderea, care este mult mai tumultoasă, mult mai explozivă, mult mai pot să-i spun eu clară, mai bine perceptibilă din punctul de vedere al notelor condimentate, cu faza finală unde este mult mai vag și mult mai fad în același timp. Aici am aplicat cred că aproximativ acum 3 ore, iar pe mâna dreaptă deja s-a stins, am aplicat de dimineață, au trecut aproximativ 14 ore de la momentul aplicării, dar haideți să vă spun ceea ce se simte la 4 ore. Este o tendință dulce, condimentată, mentolată, cu un iz de cafea, aș putea să spun eu, mentolat. Cafea mentolată, cam în zona asta aș putea să mă gândesc că miroase ceea ce simt în acest moment, dar cu siguranță cardamonul joacă un rol foarte important în acest parfum, împreună cu celelalte condimente, că discut de piper sau de scorțișoară. Deci este mai degrabă un parfum condimentat, dar din categoria verde. De obicei, parfumele condimentate au o tendință uscată sau potențial vâscoasă, dacă sunt foarte multe rășini sau balsamuri, însă în acest parfum, partea condimentată mi-e transmite nuanța de verde. Ok, am să aplic un pic să văd și deschiderea comparativ cu ceea ce se simte la 4 ore de la aplicare. Am să pun direct din recipient pe piele. Da, deci în deschidere este mult mai ascuțit ca tonalitate, este mult mai mentolat, mai camforat și miroase mai degrabă ca niște muguri de brad zdrobiți. Deci foarte, foarte mentolat, camforat în acest stadiu. Deci nu aduce a niciun fel de cafea, repet acest lucru, dacă veți citi că miroase a cafea, că în momentul când am simțit parfumul am simțit că sunt într-o cafenea, nu, stați un pic, trageți aer în piept, cumpărați-vă un eșantion, testați-l și veți vedea că nu are atâta cafea cât zic unii că are. Ok, deci mai degrabă
o tendință verde mentolat, camforată, ceea ce simt eu. Dar trebuie să spun că nu miroase rău, însă mi se pare destul de banal, destul de întâlnit în alte parfumuri, în alte creații, la alte branduri. Deci nu pot să spun că este ceva care m-ar pune pe mine în situația să mă gândesc dacă mi l-aș cumpăra. Într-adevăr, miroase bine. Cred că foarte mulți care apreciază parfumurile condimentate se vor regăsi în acest concept și posibil chiar să și dea banii pe el, dar cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare un parfum destul de banal și accentuez acest lucru. Figurează unisex, dar are mai degrabă o tendință masculină, cel puțin prin această tendință foarte mentolată, foarte ascuțită, foarte verde aromatică. De aceea îl consider mult mai adaptat sau adecvat pentru un bărbat, dar nu exclud deloc ca și o doamnă sau o domnișoară să-l poarte dacă se regăsește în definitiv în acest parfum. Un parfum de vreme rece și temperată. Partea aceasta verde, foarte mentolată, merge pe temperaturi moderate. Deci început de toamnă, când temperaturile sunt un pic mai ridicate și după aceea încep să scadă în intensitate și în Celsius, pe perioada iernii, început de primăvară, chiar și pe perioada mijlocului primăverii, când temperaturile încep să se ducă către un 10-15 grade. Nu este un parfum de caniculă, pentru că la un moment dat este prea dulce, prea condimentat pentru genul acesta de temperaturi. Vârstă de la un 25 de ani în sus, îl consider cel mai pretabil ținută, casual elegant semiformal. N-are nimic de a face cu o ținută foarte sofisticată, cu toate că unii s-ar putea să-l poarte și la o ținută foarte, foarte formală. Dar din punctul meu de vedere este doar un parfum pentru o ținută, să-i spun eu, de zi cu zi, care nu necesită pretenții din punctul de vedere al accesoriilor. Din punctul de vedere al concentrației vine apă de parfum, un singur volum, 50 de mililitri, partea de prezentare, partea de ambalare arată de suficient de atrăgătoare, dar în vorba aceea conținutul contează, la un preț de 185 de euro. Foarte mult sau foarte mulți bani, preț destul de ridicat pentru ceea ce oferă parfumul în definitiv, adică nu, în niciun caz n-ar merita atâția. Așa cum am spus, este un miros pe care potențial îl veți fi întâlnit și în alte parfumuri mai vechi sau mai noi, sau poate aveți chiar ceva în colecție ce duce în această zonă condimentat verde mentolat. Partea de performanță la acest parfum, medie ridicată, longevitate de aproximativ 9-10 ore la nivelul pielii, o proiecție foarte bună undeva la 4 ore. Deci, din acest punct de vedere, este un parfum care chiar își face treaba, se manifestă suficient de bine, dar, din nou, revin partea de miros, partea de manifestare, partea artistică a parfumului nu este ceea ce m-aș fi așteptat, mai ales pentru prețul pe care cei de la Rubini îl cer. Acum, ca să trag și o concluzie pentru Tambour Sacré, de fapt este un nume destul de pretențios pentru ceea ce transmite parfumul, partea de performanță bună, foarte, foarte sănătoasă, ca să zic așa, ingrediente destul de atrăgătoare, când citești lista, cred că unele din ele îți vor face cu ochiul, dar un test ar fi cel mai indicat. Un parfum care totuși are un preț destul de ridicat, un parfum care nu-l văd foarte elegant sau cu ștaif, ca să zici că îl porți în situații foarte sofisticate, să ieși în evidență. Cu siguranță că vei ieși în evidență la capitolul proiecție, la capitolul parte mentolată, dar nu la capitolul unicitate. Un parfum care îl consider destul de banal, destul de plat, deci nu are nimic special, nimic deosebit, nimic artistic din punctul meu de vedere. Astfel că la capitolul un scor consider acest parfum de nota 7,5. Nu este un parfum care mi se adresează mie sau celor care au cât de cât niște gusturi în materie de parfumuri sau niște așteptări, care caută mai degrabă niște experiențe noi comparativ cu ceea ce au mai simțit sau experimentat, deci nu mi se adresează mie la acest capitol, dar potențial pentru alte persoane s-ar putea să fie bombă, cum se zice. Acestea fiind spuse și lămurite, voi pune capăt acestui clip aici. Mi-a făcut din nou plăcere să stau de vorbă cu voi și să vă prezint în premieră pe acest canal un brand nou și un parfum cu care interacționez pentru prima dată. Recomandarea mea este că dacă aveți ocazia, doar testați-l, nu vă hazardați, nu aruncați banii pe acest parfum fără să știți înainte de toate la ce anume vă așteptați. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare, când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți. Numai bine!